Bine v-am găsit la review-ul laptopului Acer Nitro 7, un laptop dedicat gamingului, dar care poate fi folosit evident și pentru diverse task-uri multimedia, pentru editare, foto, video. Eu l-am folosit foarte mult pentru task-uri de office. Iată, arată excepțional. Din punctul meu de vedere, are un raport calitate-preț foarte bun pentru un astfel de device. Greutatea nu este foarte mare, cântărește 2,5 kg și poate fi călcat cu ușurință într-un rucsac. E bine, eu consider că designul este unul foarte atractiv. Avem de-a face cu un laptop robust. Designul pare puțin industrial și chiar așa și este, deoarece nu avem de-a face cu foarte multe artificii precum laptopurile de gaming ceva mai scumpe. Trebuie să vă spun că avem de-a face cu o carcasă construită integral pe partea din față și pe partea din spate din aluminiu. Avem o carcasă full metal. Avem de-a face așadar cu un laptop extrem de bine construit care va rezista mult în timp, mai ales atunci când este cărat în diverse locații. Nu trebuie să vă faceți griji în ceea ce privește carcasa, deoarece aceasta este foarte rezistentă. Și foarte ușor, v-am spus, cântărește 2,5 kg. În ceea ce privește specificațiile, acestea sunt de top, așa cum vă puteți aștepta. Avem procesoare i5 și i7 de ultimă generație. Avem și mai multe rezultate în benchmark-uri, vă voi arăta cât de curând despre ce este vorba. Ce scoruri a obținut Acer Nitro 7 în mai multe benchmark-uri. Displayul are rezoluție Full HD, diagonală de 15,6 inch și o rată de refresh impresionantă de 144 Hz. Asta înseamnă că vom avea imagini foarte fluente în jocuri. Și pentru că înainte v-am povestit despre marginile care delimitează ecranul și sunt din plastic, e bine, trebuie să vă spun că raportul ecran-carcasă este de 78%, am aflat asta de pe site-ul Acer. Și am mai aflat și că luminozitatea este de 300 de niți. Avem de-a face așadar cu un ecran care oferă culori realiste și o luminozitate mare. În curând vă voi arăta câteva jocuri și cum lucrează unele clipuri de pe YouTube. Haideți acum să vă mai povestesc câte ceva despre tastatura lui Acer Nitro 7 și să vă arăt cum se utilizează zi de zi. Avem de-a face cu un trackpad cu dimensiuni generoase. Tastele sunt iluminate în roșu. Nu avem alte opțiuni de iluminare, însă mie îmi place foarte mult această culoare. Atunci când vezi un laptop cu o tastatură roșie, te gândești automat la gaming, așa că este foarte ok această alegere. În ceea ce privește butonul power, acesta este situat în dreapta sus. Tot în partea dreaptă deasupra numpad-ului avem butonul NitroSense care ne conduce către aplicația cu același nume. Ce face această aplicație? Monitorizează și gestionează sistemul în timp real și acoperă temperatura, viteza ventilatorilor și multe altele, toate fiind posibile cu o simplă atingere a acestei taste. Vreți să vă arăt? Am apăsat pe butonul NitroSense și acum aplicația se va lansa. Acum, la nivelul maxim, putem rula jocul cu cerințe de sistem foarte ridicate, fără să ne fie teamă că acest laptop se va supraîncălzi. Putem customiza viteza de rotație a celor două ventilatoare. Și putem seta alți parametri ai laptopului. Ventilatoarele sunt situate pe partea dreaptă și pe partea din spate a laptopului, tot spre partea dreaptă. Iar aici avem doar un design care ne duce cu gândul la un ventilator,
aici se află ventilatorul. Al doilea, aici este primul. Și pentru că tot am rămas la capitolul tastatură, trebuie să vă spun că tastele WASD și cele direcționale sunt evidențiate. Așadar, gamerii vor avea atenția distrasă de către aceste 6 taste într-un mod pozitiv, evident. Și tasta NitroSense este evidențiată în același mod. Avem de-a face cu un contur roșu mai pronunțat în cazul tastelor WASD, direcționare și NitroSense. Acum să vă spun câte ceva și despre trackpad. Acesta este foarte precis, cred că este unul dintre cele mai precise trackpad-uri pe care le-am utilizat până în acest moment și am locuit de foarte multe ori mouse-uri în task-uri Office. Trackpad-ul are dimensiuni generoase, este la rândul său delimitat de un contur roșu, așa cum este bine unui laptop de gaming. Imediat sub taste putem vedea principalele specificații ale laptopului evidențiate, sau mai bine spus principalele raturi, conectivitate HDMI, avem un port HDMI prezent, vă voi arăta cât de curând și porturile acestui laptop, display IPS, bezeluri mici pentru ecran, ultra fast wireless speed, cameră web cu rezoluție mare și un corp din metal subțire. Acer Netul 7 are o grosime de numai 19,9 mm. Este un laptop, după cum am spus, care poate fi cu ușurință cărat în rucsac. Haideți acum să ne concentrăm atenția asupra porturilor prezente pe acest laptop. Pe partea dreaptă avem portul jack, un port USB, două RED-uri, porturi pentru încărcare și apropo de încărcare, haideți să vă arăt încărcătorul. Pentru un laptop de gaming este chiar foarte subțire. Avem un încărcător de 135W. Este foarte compact. În cazul altor laptopuri de gaming avem de a face cu o încărcătoare foarte grea, de aproape 1 kg. Ei bine, acesta are dimensiunile unui telefon mobil și nu este foarte gros, este chiar și foarte ușor. Pe partea stângă a carcasei avem două porturi USB, un port USB Type-C, portul HDMI, precum și un RAN pentru conectarea la internet de mare viteză în cazul în care avem de-a face cu o conectivitate wireless slabă. Pe partea de jos avem difuzoarele, sunt destul de puternice, livrează un sunet de o calitate bună, veți asculta că de curând cât de fidel de sunetul Acer Nitro 7. Acum haideți să intru în câteva jocuri și să vă arăt scorurile din benchmark-uri. Acer Nitro 7 folosește soluție grafică Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Am intrat în Fortnite, acum voi da sonorul la maxim. După cum v-am mai spus, sunetul este foarte clar. Să vedem și cum se mișcă jocul propriu-zis.
să vedem și cum vrează un alt joc, FIFA 20. Poate că sunetul nu este cel mai puternic, însă calitatea este una excelentă. Și acum iată câteva scoruri obținute de Acer Nitro 7 în benchmark-uri. Avem 1324 de puncte în Firestrike, 2158 de puncte în Signbench, 3714 puncte în TimeSpy. Nu doar scorurile obținute în benchmark-uri sunt bune, ci și experiența cu utilizatorul este una excelentă. Avem de-a face cu un laptop cu un raport calitate-preț foarte bun, care va fi în curând disponibil pe novamark.ro. Aștept cu interes părerile voastre despre Acer Nitro 7 și vă invit să recomandați și alte gadgeturi Acer pentru teste.